În ultimii ani, în județul Constanța, numărul incendiilor este în creștere. De la începutul anului și până în prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a intervenit pentru stingerea a 37 de incendii. Cauza cea mai des întâlnită în declanșarea acestora a fost coșul de fum defect sau necurățat. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu în lunile reci ale anului, ISU Dobrogea recomandă respectarea următoarelor măsuri specifice. Verificarea sobelor și coșurilor de evacuare a fumului pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să aprindă materialele combustibile din apropiere, amplasarea în fața ușițelor, sobelor, a unei cutii metalice sau a unei foi de tablă, acestea asigurând protecția față de căderea accidentală direct pe podea a jarului, evacuarea periodică a cenușei din sobă într-un loc amenajat în acest scop, nu se recomandă aprinderea focului cu benzină sau alte lichide inflamabile și nici folosirea în sobă a lemnelor lungi, care nu permit închiderea ușii. De asemenea, se interzice depozitarea materialelor combustibile deasupra sobelor, uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobă, ori în imediată apropiere a acestora, folosirea sobelor cu uși defecte, lăsarea sobelor în funcțiune fără supraveghere ori în grija copiilor, se arată în comunicatul ISU Dobrogea remis presei.